Nu se mai mănâncă de dulce. Da? Ciocumic, mâncare mai puțină, rugăciune mai multă și să vă văd ăștia evlavioasele care toată ziua vă închinați, da? E să mă ierte Dumnezeu! Că eu n-am făcut rău în viața mea, n-am blestemat, n-am vorbit urât. Doamne, s-o se aleagă! De cine mi-a furat câinele? De cine mi-a lăsat poarta deschisă? Praful! Iu, așa fac ăștia deci. Așa face asta, o știu eu de o viață, că am crescut cu ea, ci... nu e bine, mă, mică, să blestemi. Nu e bine și într-o dimineață să se aleagă. Câinele meu a găsit, câinele a venit, câinele acasă a fost după cățele. Câinele a fost după cățele și după ce le-a răcorit a venit și el acasă, dar tot a blestemat. Astealtă eu n-am zis... cu ăla rău niciodată și de când se trezește o auz. Cu porc, cum de n-a face porcul ăla când îl taie iarna, cred că trebuie să cheme trei popi să-l descânde, să nu îi facă carnea ceva la stomac, la cât la zăpăcit. De-aia și tămâie porcul când, ca să ierte păcatele și drăcuiturile și toate cele. Evlavioasele ăștia nu se mai poate cu ele. Să vedem acum, că așa e. N-am putut, eu sunt cu Dumnezeu în inima mea, în sufletul meu, dar n-am putut să mă abțin. Că am mai gustat din mâncare, păi din mâncare e nu e. Dar cine-i facem cu gurița? Cine-i facem cu grija altora? Că nu mai dormim de atâtea vorbe, nu ne mai ia somnul, da? No. Eu n-am nimic cu nimeni, fiecare să facă ce vrea, nu mă interesează, începe întâi. Și pe urmă, auzi, dar nu trebuia să facă lucrul ăsta, dar trebuie, vă zic, tăceți, fă din gură. Da, auzi, îmi zic mie, nu mergi la biserică, vezi că nu prea mergi la biserică. Fă, eu mă rog, eu mă duc la biserică, trebuie să știți voi că mă duc. Trebuie să dau eu cu trompeta, vedeți că mă duc la biserică, mă duc și mă rog și am grijă și de familia mea și de voi. Gata, ciocu mic. Că-i post, da?